propaganda Kremlinului? Să ziceți mersi că am vorbit cu Lukashenko să primească pe Pribojin. Bravo mie! Ați văzut despre ce e vorba. Doamna Șoșoaca a salvat Rusia, l-a salvat pe Putin, l-a salvat pe Prigojin. I-a salvat imaginea lui Lukashenko. Bine v-am regăsit, prieteni. Despre ce este vorba? nici nu știu cum să fac să nu fie un proces de intenție, să nu fie un măgar, da? să nu spun, domnule, ar trebui totuși consultați de medici, psihiatri. Măcar o discuție așa în fața națiunii, cum le place lor să spună, așa cu un nume mare, să vedem dacă oamenii ăștia totuși nu au o problemă la, nu la... știu cum să-i zic, la evaluarea realității, din jurul lor, realitatea aia da, pe care poți să o atingi numai din căpățâna lor, în care și închipuie că vin pe un cal alb, în mod evident, ca ăla la Zelea Codreanu, și salvează lumea. Au fost oameni care au salvat lumea, într-adevăr, de aici nu e vorba de cerci. Da? Aici este vorba totuși de doamna Șoșoacă, este vorba de ăștia de la aur care salvează lumea cu fiecare scandal, nu așa pe care îl fac, a spus niște ghilimele foarte, foarte mari la salvează. De ce e importantă o, o dezbatere, pur și simplu, despre astfel de comportamente. Pentru că, încet, încet, ne îndepărtăm de politică. O să spui, domnule, lasă-mă cu politica, că e prima curvă din lume. Noi, nu e chiar așa. Ne place sau nu ne place. Prin politică, prin decizii politice, se mișcă lumea într-un sens sau altul. Înspre rău sau spre bine. Pur și simplu, statul este acaparat de un fel de eu nu mai pot să-i zic bâză, glumă, bășcălie, pentru că aici vorbim totuși despre niște oameni care într-o zi iau decizii pentru noi. Un om ca doamna Șoșoacă, un om ca Simion, un om ca mai știu eu cine, ăștia pot la un moment dat să decidă dacă ai noștri copii au manuale pe bancă, pe banca școlii, ai noștri părinți pot să meargă la un spital sau altul și găsesc un medicament. Adică nu e așa, noi privim un pic noi privim un pic politica asta românească, din păcate, ca un fel de oală cu mâncare și ce rămâne dăm la câini. Pe românește. Da, domnule, există o politică în care avem încredere mai mult sau mai puțin, da? Există o politică a lor pe care îi votăm într-un fel sau altul și există balastul. Domnule, ce facem cu mâncarea asta? Am făcut un ceau, un gui, și întreg. Ce facem? Pe băi, de două zile acolo nu mai mănâncă nici copilul, nici tu nu mai mănânci. Nevasta zice, lasă că fac o o ciorbă de, de, zarzavat. Și ce facem? O dăm la câini. Dacă nu avem câini, mergem la vecini. Ceva în genul ăsta se întâmplă cu partidele extremiste și cu extremiștii din Parlament. Da? Adică e lestul ăla, dar atenție, nu câinii vor mânca din el. Că dacă mănâncă, mănânc, că, bă, mănânc cu un câine, ok. E bine așa da? dacă vrei să-i dai ce mănânci tu. Uh, dar vin ceilalți. Vine aia care stau la poartă și zgârie și dă mie restul ăla de mâncare. Nu ca să-l mănânce, se satură. Acum da, acum o să fiu pe asentimentul ălora credincioși, între ghilimele. Da, domnule, e ok să dai de mâncare unui flământ Nu despre asta e vorba. Este doar o metaforă. Da? Ăia vor lua totul, vor ambala și vor da ă, ă, lumii de știre cum că au cea mai bună mâncare din lume. Da? Asta fac extremiștii și asta fac și aceia care votează cu extremele. Eu sunt foarte curios dacă unde ăsta, care votează cu Madame Șoșoacă sau cu cu simion sau cum mai știu eu, ce extremist, că sunt și în celelalte partide. Extremiști, dați Da? Și-ar dori ca un copil al lor să fie ca Madame Șoșoacă. Dintr-o dată să o vadă pe fică sa în postura Doamnei Șoșoacă. Da? Cu toate furiile dezlănțuite la gura ei, cu toate, cu toate inversările de logică. Da? A mers acolo la, la tribuna Parlamentului și a spus, Doamne, eu sunt uh, victima violenței voastre. M-ați făcut praf. Tocmai ea, care este de o violență incredibilă, trece inclusiv de caragiale. Fata vine dintr-o lume al lui da. Cel mai mare, oarecum să-i zic lui Urmus, absurdilist. Da? Absurdilog da? al literaturii române. Sigur, am inventat cuvintele astea, să zâmbiți. Bun. George Simon, pe de altă parte, are un alt tip de furie. Dar ăsta deja nu mai este vorba nici de Caragiale, nici de Urvuz. Ăsta vine cu uh, o furie uh, second-hand. Am mai văzut furia asta, de exemplu, la Zelea Codreanu. Nu așa am citit despre el. Și aceeași furie identitară, aceeași, aceeași scârnă care vine din tot felul de frustrări. Doamne, de ce nu sunt recunoscut? Eu, românul, sau eu, George Simion sau eu, au. Ei luptă pentru unitatea românilor atât de tare, încât și Șoșoacă și Simion în ziua aia când ai fi putut comemora, de exemplu, raptul Moldovei de peste Prut de către sovietici. Oh, nu ne-a interesat subiectul. Basarabia e ok, Basarabia e mișto, când scrii cu spray Basarabia e România pe tot felul de uh, uh, betoane. da. Nu, uh, evident, au luptat împotriva ghișcui, ungurilor. Ungurii au ajuns subiectul cel mai... Uh, cel mai rentabil pentru proștii din România, pentru politicienii proști din România, aici mă refer. Bun. Ce se va întâmpla? 2024 va fi anul lor. Ne place sau nu, va fi anul în care toate exhibiționismele astea, da, puteți între sau nu, identitare politice, ideologice, vor exploda în căpățâna noastră. De ce vor exploda? Pentru că încet, încet lumea se îndepărtează de politică. Exact ce ziceam la început. Doamne, lasă-mă cu politica, nu mai vreau să aud de ea, nu mai duc la niciun vot, am fost 30 de ani la vot, gata, să ia dracu pe toți, toți sunt hoți, toți sunt proști, toți etc. Toate narativele alea care sunt băgate în capul oamenilor onești, tocmai ca să nu mai meargă la vot. Pentru că Știi, când ești radical, îți formezi o masă critică radicală, care merge cu tine până în pânzele albe, indiferent dacă vei cădea în, în prăpastie. Exact ca oile care merg după berbecul ăla prost și toate sfârșesc într-o prăpastie la nu știu câte sute de metri. Bun? Și atunci, dacă merg numai ăștia radicalii și noi stăm acasă, o să-i vezi cu un scor extraordinar și atenție, vor spune, noi suntem poporul. Amintiți-vă că în geografia asta politică, Astea trei cuvinte, noi suntem poporul, a schimbat regimul. Da? În decembrie 89 a fost partea bună a geografiei. Da? Au venit, noi suntem poporul. Le-am spus soldaților, noi suntem poporul și majoritatea covârșitoare a soldaților n-au tras. Ăia care au tras, evident, au fost avansați de domnul Ion Iliescu, mă rog, tovarășul, au fost avansați la grad de la major la general, de la colonel la general cu două stele, etc., etc., cel puțin pentru o perioadă. Bun, acum s-ar putea să vină factura, să, istoria să spună, bă, v-am dat tot, v-am dat mură în gură, niciun popor n-a mai primit în secolul 20 ce ați primit voi, niciun popor n-a mai fost în direct la televizor murind pentru libertate, niciun popor nu s-a bucurat de atâta simpatie, de atâta solidaritate, v-ați bătut joc de chestia asta, bă băieți, acum luați-o invers o invers, o să vină niște deștea care o să urle noi suntem poporul și voi ăștia care a sperat într-o normalitate, o să vă uitați de pe margine, bă, prost am fost că n-am mers la vot. Sau, mai bine plec. În momentul ăla, băieți, istoria României se termină. Nu-i vorba de plecat sau de plecat aici. Pentru că sunt oameni care pur și simplu nu își pot pune competențe în România. N-au la ce. Exact cum zicea Eminescu când era ciufut la Viena, da, mai veneau prietenii la el, ăsta fuma, băi, să meargă, fuma în continuu și veneau prieteni la el și el scria. Era în focurile alea, focurile inspirației. Și când veneau ăștia hălărăi, ai bă, să bem, să nu știu ce, ăsta deschidea ușa și zicea, la ce ai venit? E bine, istoria s-ar putea să spună la fel. La ce ai venit? Țara însăși spune uh, unor oameni extrem de competenți care ar vrea să se întoarcă în România la ce ai venit. Și oamenii aia spun a, mă scuzați, am greșit adresa, pot să mă duc în altă țară care să prețuiască toate competențele astea pe care le am. Știi? O mulțime de oameni și atenție aici, nu mai vorbim de neapărat calificările înalte. Să știi că o calificare înaltă poți să ai și ca zugravă, poți să ai ca tencuitor, poți să ai și ca, nu știu, medic, cercetător, inginer. Lumea are nevoie de oameni ca ăștia. La noi rămân oamenii care strâng din dinți da? sau care sunt pur și simplu prea naivi, prea, prea necalificați. Uite cum mă zic eu, cine naiba are nevoie de un filolog în lumea asta? Ok? Deși tehnologia mi-ar spune și îmi tot șoptește la ureche, băfaiere, decât să faci din crama asta emisiunile, doar poți să mergi frumos, să-ți o casă în Spania sau în Italia sau unde vrei tu, în Franța, în Franța aia, faină, 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 faină da? Și să faci de acolo videouri. Evident că s-ar putea, poate o să și fac. Poate că după ce o să plece și fica mea, o să stau cu nevastra și o să zic, nu, tu copilă, dar ce facem? La ce am rămas? Ce facem aici? Da? Și te uiți la televizor, tot breaking news tot breaking news e ca atunci când bei în fiecare zi o, știu, un stroc de la austriac de 70 de grade, știi, o băutură de a foarte tare. Da? Și la un moment dat îți pușcă stomacul. Băi, am văzut un breaking news, am văzut încă un breaking news, am văzut al 30 la breaking news. Bă, da, deja sunt o sută de brechiniuzuri pe zi. Da? Sunt toate presiunile băgate pe capul tău. Vezi statul care pur și simplu e incapabil, pe baza legilor pe care statul, statul, mă rog, oamenii din stat le-au dat, să ia o decizie în ce privește fake-ul, în ce privește, dacă vrei, traseul istoric, pentru prima dată în istorie, da, Europea, european și atlantic al României. Și statul stă și se uite exact cum m-aș uita acum la, la cea unul ăla, și tu e facem cu restul ăsta de mâncare, nevastă, nu vrei, nu. Băi copii, nu mâncați, hai că îl pune tata la microunde, hai că mai încălzesc o dată. Nu, tata, am mâncat, ne-au ajuns. Acum vrem altceva, vrem ceva mai sănătos. Și atunci te gândești, dar sănătos? Dar pe cum? Și încet, încet, stai, câinele nici el nu mai vrea, zice, bă, lasă, mă, mie dăm bobiță de la bune, dăm conservă de aia mare de un kg 700. Vezi că sunt după după poartă câțiva care abia așteaptă să le dai tu mâncarea aia rămasă pe fundoare. Au ambalajele pregătite, o să-ți o vândă ca pe o mâncare de lux, o să pună trei stele Michelin pe fiecare dobitoc care se instalează acolo pe listele partidelor extremiste și toată lumea o să bată din palme. Vai ce restaurant bun este România! Câtă ospitalitate! Getodacii ne-au dat mămăligă, pentru că nu e așa. Getodacii au inventat mămăliga. Ne-au dat și sarmale, că sarmale, sigur că da. Ne-au arătat barză, mânz, viezure, brânză. Toate ni le-au arătat într-un fel de combinație de asta letală, v-am spus, a la Kazantzakis. Îl tot pomenesc pe Kazantzakis pentru că balcanismul ăsta pare să fie, de fapt, nu în Grecia, nu în Bulgaria, ci la noi. Da? Faza aia în care prăbușirea trebuie să fie un spectacol. Și în loc să zicem, ok, cum să facem să nu ne prăbușim, facem exact ca la Dimiorița. Să-i spui maicii mele că am plecat acolo, la stea, la nu știu cum, nu e nicio problemă că mă omoară. Da? Ce frumoasă! baladă a neantului este Miorița. Exact ca la Kazantzakis. Dar ce prăbușire! Să aveți sănătate!